spunem? Prindem runele pentru octombrie? Da, ce lună e asta? E luna a 10-a. E luna a 10-a. 1. 10 sau 1, da? Uh-huh. O lună în care se iau decizii, maestre? O lună mai mult cu decizii individuale pentru fiecare. Da? Pentru că s-a terminat un ciclu lunar de 9 luni. Da? Cum știm? Ciclurile deci astea fiecare ia decizii de pentru el. Iar acum este cu ceva noi începuturi pe perioada 1, 2, 3, adică octombrie, noiembrie, decembrie. Sunt fantastic de bun. Hai să vedem. Lidia trage o simplă rună să vedem sub ce. De unde simți tu? Ia. Vedeți? Vorbeam de dreptate, vorbeam de intuiție. Pentru octombrie runa spune așa. O traduc la nivel de înțelegere. Luna a 10-a este luna în care putem găsi rezolvarea tuturor problemelor care ne frământă. De ce? Pentru că este o lună 1. Și atunci nu mai stăm să acceptăm sau să așteptăm să vină să rezolve alte persoane dorințele noastre, cerințele noastre. Sunt niște probleme de rezolvat care au fost tergiversate. N-am reușit să le rezolvăm în ianuarie, nici peste 2 luni și din 2 în 2 luni. Am trecut, a terminat ciclul ăsta, acum e nu unul. Deci pentru toată lumea, indiferent de zodii, zodiile vor avea indicațiile lor clar, precise. Care se pot adapta la total general, luna aceasta vine cu sfatul acționați și rezolvați-vă problemele. Discutând, deci nu vă duceți acolo pe ton de ceartă, pe ton de bat cu piciorul sau bat cu pumnul. Corect, în masă. Da. Da? Folosiți-vă rațiunea, gândiți ce e mai bine și așa cum a spus Dana cu Lidia, ascultați-vă întâi intuiția. Deci nu porniți la drum nenarmați. Și dacă ați pornit și ați simțit că cineva vă oprește, lăsați pentru a doua zi. Acum pentru fiecare zodie în parte, nu? Acum vom vorbi, pe dacă vrei să le facem așa, combinați, ziceam să le mai lăsăm pentru fiecare zodie în parte, dar mă rog, ziceam să vedem cum e vremea pentru octombrie. Dar facem runele. Hai să facem runele ca să legăm de luna octombrie. Da. Deci pentru berbec, iară, cu ceva întârzieri, berbecii, ia uite-te, sunt sfătuiți să lase la o parte toate grijile legate de trecut. Sunt protejați. Și protecție. Sunt necazurile, dacă le lasă în urmă, o să se pregătească pentru... Deci, începând de acum, aproape un an mult mai bun. Deci, nu un numai an pentru, mult mai pentru bun. Pentru un an mult mai bun. Deci, e o lună 1 și cu o atenționare perfectă. Pentru tauri, nu știu dacă sunt pregătiți, sunt tauri care n-au luat încă vacanța, probabil. Sau sunt tauri care au serviciu de așa natură că trebuie să se tot deplaseze, să facă drumuri. Este o perioadă de foarte multe drumuri, pregătiți-vă bagajele, le aveți pregătite în permanență, pentru că astele vă anunță o călătorie sau mai multe călătorii. Hai să vedem și pentru gemeni. Gemeni e o perioadă de schimbări masive. Ori din locul de muncă, ori din locuință, ori au și ei la rândul lor alte deplasări, detașări pe o anumită perioadă, delegații. Deci folosiți-le cu încredere și beneficiați de tot ce vă doriți. Hai să vedem la raci. Racii au o perioadă de așteptare. Să rămână acasă în așteptarea unor lucruri, niște vești. Da, nu așa, schimbări din astea foarte, foarte importante și curând. Deci, fiți în permanență în atenție și cu urechile ciulite. După răcușori, ne mutăm la cel mai vijelios semn. Ce poate să ofere pentru un leu? Leu e sfătuit să nu forțeze mâna nou locului, să aștepte, pentru că toate lucrurile bune sunt făcute în general pentru cei care știu să aștepte. Deci să nu fie expansiv, exploziv, să grăbească. Graba strică treaba. Ia uite-te ce a ieșit la fecioare. Ce frumusețe, un vunge mare, cât roata carului. Fecioarelor, dacă tot ați tergiversat 9 luni de zile într-a 10-a, hai, luați-vă darul și folosiți-vă. Ați câștigat pe toate planurile. Doamne, să vezi ce denunți vor fi acum în octombrie. Nunți? Da. Doamne ajută.
Balanțele, că se apropie ziua noastră, ia uite ce scrie aici, s-ar putea să primim un cadou sau o sumă de bani importantă. Vorbeam noi de doleanțe, de forța gândului, da, și de alte lucruri. Dumnezeu nu doarme, dar El lucrează numai prin oameni. El nu doarme, dar nici bine nu bea. Nu, îl dă nouă la împărtășanii. Ce răutăcioasă e, fii atent, că nu vrea să bea Dumnezeu. Bea Sfântul Petru. Hai să vedem ce facem cu scorpiile. Scorpionii, fertilitate și belșug. Peste puțin timp, visele voastre se împlinesc. Deci, sfatul ce e? Belșugul vine, dar dacă e și fertil, belșugul ăla e cu atât mai bine. Doamne ajută! Să vedem ce facem cu săgetătorii. Opa, săgetătorii sunt într-o nebuloasă. Deja s-au înconjurat de o aură de mister, nu știe nimeni ce îi frământă. Numai Dumnezeu le știe gândurile, dar tot Dumnezeu le aduce și rezolvarea. Deci, încredeți-vă în Dumnezeu, sunteți de trei ori protejați, folosiți forța protecției divine. Capricornii, în schimb, au o lună de protecție. Sunt foarte protejați, sunt extraordinar de protejați din toate punctele de vedere, nici nu vreau să le mai spun. Deci și cu sănătatea stau bine, și cu banii stau bine, și cu dragostea stau bine. Să vedem și cu socialul. Bănuiesc că și acolo. Hai să vedem ce facem cu vărsătorii. Vărsătorii au o lună de probe, de încercări, deci trebuie să fie rezistenți, să dea dovadă de multă înțelepciune, să-și asculte semnalele corpului. Atenționare, pentru că pot veni și ceva probleme pe latură de sănătate. Deci este o lună în care voi trebuie să fiți cu atenția distributivă, nu numai într-o anumită zonă. Iar peștișorii se pregătesc, au o lună cu multe afronturi, cu multe bătălii, cu multe dispute, cu multe certuri. Sfatul este, sfatul runei, să rămână calm și totul se va rezolva. Deci nu dați amploare la o discuție banală și puneți-o pe